Aglomerație de nedescris la Direcția de Taxe și Impozite Locale. Mai sunt 8 zile până la 31 martie, când se poate plăti impozitul pe proprietate cu acea reducere de 10%. Tot până la sfârșitul lunii martie trebuie depuse și declarațiile pentru impozitare de către persoanele cu sedii sociale înregistrate în apartamentele în care locuiesc. Numai că aceste persoane nu știu cum să procedeze, mai ales după ce s-au anunțat modificări la codul fiscal, dar nu au fost publicate în Monitorul Oficial. Aceste modificări se referă la impozitul care se plătește pentru clădiri rezidențiale dacă operatorul economic nu își deduce pe firmă cheltuielile curente, energie electrică, apă sau gaze. Asta indiferent dacă desfășoară sau nu activitate în acel sediu. Directorul adjunct de la Direcția de Taxe și Impozite Locale, Botoșan Dumitru Neamțu, a spus că în momentul în care aceste modificări vor fi publicate în Monitorul Oficial, ele vor intra în aplicare de a doua zi. Când vor apărea publicate modificările în Monitor Oficial, bineînțeles că imediat le vom pune și noi în aplicare. Dacă oamenii vor mai avea de plătit în plus sau dacă li se vor stabili că au plătit sume în plus, se vor face recalculări de impozite. Dar cei care așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a modificărilor la normele de aplicare a legislației privind impozitarea locuințelor în care funcționează sedii ale unor firme nu sunt deloc puțini. Așadar, când vor începe aceștia să depună declarațiile, va fi, după toate probabilitățile, teroare la ghișee. Pentru că cine are firmă în locuință și nu apucă să depună declarația în aceste 2 săptămâni, va plăti un impozit de vreo 25 de ori mai mare decât cel pe care îl plătea anul trecut pentru aceeași locuință. La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Finanțelor Anca Paliu Dragu a anunțat că luni 21 martie vor fi publicate în Monitorul Oficial acele modificări ale codului fiscal, însă până la această oră acestea nu au fost încă publicate.